Poetul Lucian Blaga surprinde acel sentiment greu de descris din fața muntelui astfel. Citez. Muntele este înaltul și adâncul și adaosul de oboseală proaspătă. Muntele e așadar această priveliște în care intru tot mai adânc și care la rândul ei intră și ea în mine. Închei citatul. Admirația pe care o are omul în fața muntelui este un act intim al sufletului nostru în tot ce are el mai pur, mai curat. Nu de puține ori, acolo sus, niște oameni necunoscuți îți pot deveni prieteni adevărați chiar și pentru câteva ore. Legile de pe munte sunt legile bunului simț, pe care sigur ascultătorule le știi. Vom afla ce satisfacții îți oferă alpinismul, care sunt tainele, dar și obstacolele acestui sport, de la Adi Negrean și Anca Stanciu. Adi Negrean este membru fondator al Clubului Alpin din Cluj-Napoca din ianuarie 1990. La vârsta de 17 ani a descoperit alpinismul în cheile Turzii, alături de mentorul său Pop Gheorghe, unul dintre cei mai renumiți cățărători ai României. De atunci a participat la numeroase expediții pe munte, în țară și în străinătate. Pasiunea pentru munte a fost întâmplătoare pentru că de mic copil eu am fost atras de natură și chiar mai mult de opusul muntelui, de mare, de scufundări. Am fost un fan al lui Jacques-Yves Cousteau, marele cercetător și scafandru, dar dintr-o pură întâmplare s-a întâmplat ca cei din cartierul Gheorghen să meargă la munte, să meargă la cățărat. Și m-au chemat și pe mine, undeva în jurul vârstei de 17 ani, am descoperit muntele și nu cu oarecine, ci cu cel mai mare, ulterior a ajuns cel mai mare cățărător al României, Pop Gheorghe, care actualmente este în Atlanta, cățără cu Chris Sharma, unul dintre cei mai mari cățărători din lume. El a fost instructorul și părintele meu, mentorul meu, să spun așa, în domeniul sportului. A fost dragoste la prima vedere, pentru că nu am fost atras de munte de mic copil, dar în schimb am fost atras de tot ce este natură, tot ce este frumos, tot ce este ecologie, plante și animale. Am fost atras de bucuria naturii și de tot ce ne redă nouă natura. Nu știam ce se întâmplă și ce se face și cum se face, dar am zis de ce nu. Și am ieșit din o rutină zilnică, am întâlnit oameni frumoși, am întâlnit acea atmosferă în jurul focului, unde se stă cu chitara, se ascultă. Din 1985 până prin 90-91 am mers tot în cheile Turzii, în fiecare weekend, și ne propusesem să escaladăm toate traseele din cheile Turzii. După aia ne-am mutat în cheile Aiudului, în cheile Turenului, în Vadul Crișului, în zonele din jurul Clujului. Nu căutam să facem performanțe la început, ci căutam să le facem pe toate. Omul trece prin mai multe etape a vieții și cu cât înaintează în vârstă, trece prin alte etape și ajunge la alte nivele. Dacă înainte căutam să cățăr toate traseele de escaladă și să fac toate lucrurile tehnice și mai grele, acum am trecut într-o etapă în care nu pot să mă duc la un munte dacă nu are o legătură și o încărcare spirituală. Munți pe care au tronat altădată zei, zeități. În 2006 am fost pe muntele Olimp, unde erau zeitățile grecilor, după care am fost în Tibet.
fost pe munții din trei continente până acum. Sper până la sfârșitul vieții să reușesc să văd cele 7 continente ale globului, pentru că fiecare munte este o altă personalitate. Eu consider un munte ca și o persoană vie și consider că fiecare munte are părțile lui și frumusețile lui, așa cum fiecare om este unic în univers. În a doua etapă a vieții sale, Adi vrea să împărtășească din dragostea lui pentru munte și altora, găsindu-și motivația în bucuria din ochii celor care descoperă muntele. Dacă în prima etapă a vieții mi-a plăcut să fac performanțe și să fac niște lucruri pentru mine, acum îmi place să împărtășesc cu cei de lângă mine și bucuria mea e și mai mare când văd bucuria pe care o emană ei și îmi dă o anume motivație și îmi dă un anume impuls ca să mă duc mai departe. De exemplu, de câteva zile m-am întors de pe vârful Moldoveanu. M-am dus mai mult pentru colegii mei de la club, respectiv am fost cu Anca Stanciu și cu Feri Cech, acum pe Moldoveanu. Eu am făcut a 8-a ascensiune pe Moldoveanu, dar Anca a fost prima dată și nu pot să vă descriu în cuvinte bucuria pe care a avut-o ea pe vârf și sentimentele când ne-am luat în brațe cu toții pe vârful Moldoveanu și am avut sentimentul că la ora respectivă suntem deasupra tuturor, am prins și o vreme bună, am prins un cer albastru, o vreme superbă, soare, am stat 3 ore pe vârful Moldoveanu și ne-am bucurat de acele clipe pe care nu se pot descrie în cuvinte și care nu le poți trăi într-un oraș. Cât de deschiși sunt tinerii la astfel de provocări? Vin tinerii la cuplul vostru? Eu nu condamn pe cei care nu vin la club sau pentru că nu putem fi toți la fel, dar eu spun că cei care au atracție și care sunt predispuși pentru a merge pe munte și a face parte din Club Alpin Român au venit. Majoritatea alpiniștilor au trecut prin acest Club Alpin Român pentru că Club Alpin Român secția Cluj este un loc unde s-au format cel puțin 90% din alpiniștii din club și cățărătorii care astăzi sunt buni și sunt la un nivel ridicat au trecut prin Club Alpin Român, au fost începătorii Clubului Alpin Român, astăzi sunt avansați. Important este că ei au venit, pentru că Club Alpin Român, secția Cluj, este o pepinieră a formării tinerilor să iubească muntele, să respecte natura, să se cațere, să practice tot ce se practică pe munte, începând de la schi iarna, escaladă vara, alpinism de iarnă, alpinism de vară, trekking, hiking, tot ce ține de munte se practică în cadrul Clubului Alpin Român. Avem la club și speologi, avem la club și alpiniști, avem oameni care se duc numai iarna, se cațără pe gheață, se cațără vara pe stâncă. Tot ce este important este că suntem o familie frumoasă și mai important decât asta este că ducem mai departe ceea ce a înființat Moldovan Andrei în ianuarie 90. Pentru o mai multă siguranță pe munte se merge împreună cu un camarad. Acesta te va ajuta să depășești situațiile neprevăzute pe care le poți întâmpina pe traseul propus. O problemă împărtășită în doi nu ți se mai pare atât de grea.